Ionel, care ai supărat? Niște știri despre Dinamo, este... A apărut un nou investitor. Cum îl cheamă? Că și Nu nu a știu. apărut un nou Sunt investitor. Se discuții. vorbește despre un nou, că ar veni un nou investitor. Da. Păi s-a mai vorbit. Ceea ce este o diferență Tot fundamentală. timpul s-a vorbit foarte... Citat din tot, din Din clasă. Prosport, Deci din nu? Prosport am Da, văzut Răzvan acolo Zăvăreanu, prima care... știre. Da. 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 E interesant. Revenim, da, asta a tot venit povestea asta și de asta spun că e un război mai degrabă pe plan juridic. Acolo, între, în fine, cel care deținea sau deține, nu mai știu că la un moment dat trebuie să-ți angajezi un avocat ca să poată să, sau un jurist să-ți poată să treacă prin toate astea, să înțelegi despre ce e vorba. Adică, și asta este o altă problemă a fotbalului moscovan. Oamenii nu mai înțeleg și nu mai au chef să, Bogdan, tu înțelegi ce la Dinamo, cine ce vrea. O să mai citiți cu toții presa asta. Sigur că așa dacă stai, dacă începem să povestim ce e acolo, pleacă toată lumea la culcare. Că oameni, n-ai nimeni chef să vadă de ce ăla îl contestă, de ce a făcut aia, măria de capital, cine ce a venit, cine a băgat bani, cine n-a băgat bani, cine a fost Banii se ofertat. convertesc în acțiuni și așa Da, mai departe. o întreagă, Da. înțelegeți, o chestie asta, Răzvan Zăvăreanu și spune, oamenii fug de noi cât avem litigi. Evident! Da. Evident! Evident! Revenim la galerii, e interesant pe digisport.ro, dialog între Gaiaru, Dinamo și patronul Sepsi. După, la Dinamo s-au auzit mai multe scandări xenofobe și rasiste, se scrie. Cum, cu Ovidiu Burcă n-a auzit nimic? Nu, exact. Aia a zis așa cu jumătate de gură că era bine, zice, spectacolul a fost foarte frumos, cine știe, mai sunt și oameni care se mai descarcă atunci când vin la stadion. Exact. Păi cum poți să te descarci decât pe unguri? Da. Adică, Să-i alungi din în ce fel țară. altcumva? Da, Iar la un moment dat, Laszlo Diószegi, patronul Sepsi, a fost celălalt la țintă de Fanion. Atunci Diószegi a răspuns ironic suportului de Amobis, se scrie pe digisport.ro și l-a arătat din deci de cifra 7. A fost seara degetelor, să știți, arătate. Din fericire, nu la care ar crea probleme. Dar trei l-a arătat Ciobotariu, suportelor Dinamo. A strigat la ei trei. Trei, dar le-a și arătat Da. trei. Trei. Și șapte le-a arătat Laszlo Diószegi. De ce crezi că le-a arătat șapte? 7 ani vă batem de acum încolo, a zis patronul. Asta n-are de unde să știe. Evident că nu. Dar asta Care, de cu... fapt, în primul rând, e... trebuie să joace în aceeași divizie care, da, ambele echipe, domnul ca să se pot Diószegi nu este patronul real al echipei, că este un acționar al Da, echipei, da, e nu e patron. un administrator, cum ar veni, dar e și Da, patron, e și între, e sponsor. acționar, printre acționari. Printre acționari. Acolo sunt mai multe companii, într-adevăr, cu capital maghiar, în Da. principal, trebuie să o spunem că Că e mai asta. patron Victor Orban decât Laszlo Diószegi, dacă e să o luăm pe așa. Păi să vedem în tribună la un meci Păi cum... da. Mai vine din când în când. Mai... Nu mi-am vrea să mai auzim discursul. Asta e altă poveste, că ne amintesc de alte vremi. Dar asta cu afară cu ungurii din țară, mă gândesc că se referea la Marc Tomaș și la Roland Varga, că ei sunt unguri. Bănuiesc că nu se referea la... Cetățeni unguri, Se adică. refereau la ungurii bărbuți, păun, ispas, ciobotariu, began, și mai ales Așahbar. Nume vechi unguresc, după cum se știe. Do Diószegi la telefon, bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. 7 ani l-ați arătat în Tibet? Nu, eu am A. spus că eu am 67 ani de acasă și nu vă răspund. Dar, din păcate, am fost înțeles greșit. A, Că ok. mi s-a arătat niște scene, o scenă și a început să urle unul la mine. Ce spui, băi? Nu vreau. E departe și eu am zis că eu am 67 ani de acasă și nu vă răspund. Și, din păcate, au crezut ziariștii că eu am spus că de 7 ani de acum încolo batem Dinamo. Ar fi frumos și ar fi mândru, dar în niciun caz nu hazardez eu să spun lucruri din asta. I-am spus că eu am 67 ani de acasă și nu vă răspund. Am înțeles, ok. Despre scandări. Despre scandal, ce pot să spun? Eu întotdeauna atât spun că nu are loc în stadion să se scandeze. Am văzut și meciul FCSB cu Rapid. Așa, asta voiam să Niște vă lucruri întreb. regretabile. Deci nu e vorba numai că urlă la noi, urlă și în celelalte meciuri. Eu întotdeauna sunt adeptul
fotbalului frumos și spectacol și în tribună și pe teren și acolo n-au loc chestii din asta, fiindcă fotbalul trebuie să fie sportul rege și este. Și eu așa consider că și fetele, femeile și copiii au rândul, locul lor pe stadion și dacă vrem să atragem și pe ele, atunci chestii din asta n-au loc pe stadion. Da, aici cumva realitatea vă contrazice, pentru că la meciul FCSB, în fine, Rapid, era plin de, și de copii și de femei. Da, lucruri care cred că au ziseră și înainte și vin în continuare. Pare că... Ei, unii chiar și scandau. Nu doar că erau copii da. Inocenți. Unii chiar... Da, așa că, da, e povestea asta. Faceți vreo plângere? Vă sesizați cumva după scandalul ăsta? Nu avem unde să facem plângere și nu văd niciun rost. Deja asta se întâmplă de 5 ani de zile. Trebuie să zâmbim și să mergem mai departe și să arătăm pe teren fotbal. Și asta e părerea mea. Degeaba scriem 1000 de scrisori sau oricâte multe scrisori, că tot acolo suntem. Da. Eu cred că încet, încet, dacă o să vadă toate echipele că jucăm pe teren și jucăm frumos, nu o să mai fie așa ceva. Am văzut că și Matei, când a intrat pe teren, a fost primit cu ostilitate. El a jucat la Dinamo, trebuia să... Chiar dacă nu strigă Matei, dar o aplauză mică, eu cred că merita. Că totuși a jucat la Dinamo. Da, pe tocmai aia e provestea, că a jucat la Dinamo și a venit să joace împotriva lui. Și lui Ciobotariu i-au strigat dacă a învățat să joace fotbal. Și l-a arătat că a câștigat 3 campionate cu CFR între timp de când a plecat Dinamo. Sunt povești vechi în chestiuni. Dar să știți că ungurul Cristiano Bergodi a zis că i-a făcut galeria lui Dinamo. Poftim, n-am înțeles. Ungurul Cristian, îi zic cu afară cu ungurii din țară. Și am luat exemplu de unguri de la dumneavoastră care trebuie să plece. Tudor e, de exemplu, Bărbuț, da. Păun, Ispas. Păi da, că... echipa noastră, 80% sunt români. Sunt trei maghiari. Bine, câțiva străini, deci. Da, români sunt, da, maghiari sunt, în fine, sau unguri cu adevărat, sunt Varga și Tomaș, nu? Varga și Tomaș, da. Exact, da, care sunt cetățeni... Sau fine, care stau chiar vin din Ungaria. Acum. Exact. În rest, toți sunt români de diferite etnii. Da, și jucăm pentru Naționala României. Deci asta e ceva care n-ar trebui să uite suporterii. Să huiduie pe un păun sau pe Ștefănescu care mai târziu, peste un an, doi, poate o să marcheze un gol pentru Naționala României, mi se pare ciudat, să nu spun altfel. Deci... Da. Dacă au ceva cu alții, îi va înțeleg, dar să aibă ceva cu Păun și Ștefănescu care chiar joacă pentru Naționala României, se pare un lucru ne la locul lui. Da, în fine, nifericii n-au jucat, sau în fine, n-au fost în centrul atenției neapărat azi Păun, da. Dar la FCSB cu Rapid, ați văzut că acolo mai că au românii ăștia verzi ceva cu ungurii, dar au și românii între ei. Ceva, după cum se vede. Da, și este un lucru regretabil. E adevărat. Deci, dar toți spun că ăsta este folclorul de stadion. Nu, Diosic, ok, așa e. Așa trebuie să ne adaptăm la el, să înțelegem că asta e. Obscenitățile sunt în regulă, sunt la locul lor, sunt la ele acasă și trebuie să le... Adică noi când intrăm în stadion, intrăm în casa obscenităților și trebuie să respectăm acest lucru. Sunteți de acord? Nu știu în țările civilizate dacă e tocmai așa. Eu nu spun că un dinamovist nu o să aplaude pe FCSB sau pe Steaua sau pe Rapid, dar de aici până a înjura este o mare diferență. Și eu așa consider că el ne la locul lui, că imediat se ajungă la bătăi și așa mai departe, care nu mai e sport. Da. Știu, în realitate există, că între galerii se duc pe câmp 50 de la... Manchester 50 de la Liverpool se bat acolo și după aia la revedere. S-au dus pe stadioane și aplaudă echipa lor, dar nu așa că pe stadion să fie mii de petarde și înjurături și așa mai departe. Credeți că ar trebui oprite meciuri pentru lucruri care ajung inadmisibile și inacceptabile și depășesc chiar orice limită pe stadion? Eu așa consider că ceva trebuie să facă, că totuși dacă vrem să se întâmple ceva, ceva trebuie să facă. Păi, asta vă întreb. Credeți că ar trebui la un moment dat oprit un meci definitiv? Întrerupt un meci definitiv? Chiar dacă nu jucăm noi. Ca să nu spune nimeni că eu vreau ca să câștigăm. Eu nu vreau să câștigăm decât pe teren.
Eu nu vreau să câștigăm cu 3-0 din cauza că s-a scandat ceva, nu. Dar un alt meci, de exemplu un Rapid FCSB sau un Craiova Faru. Nu contează, dar să fie oprit, să fie dat un exemplu ca după aia suporterii să se gândească de 3 ori ce fac mai departe, fiindcă aduc rău clubului și o amendă de 5.000 sau 10.000 sau 12.000 de lei pentru un club mare e și eu la bani, dar suporterii nu simt, o simte clubul. Da, da, și pentru un club mare e nimic, 5.000 de lei, zice. Păi asta zic, deci nimic, eu așa consider că ar trebui fiecare om identificat și să sancționeze pe ei. Da, sunteți de acord de asemenea ca în cazul în care suporterii Sepsi, care au și ei derapajele lor sau altor echipe care sunt în comunitate maghiară, să fie și ele supuse acelorași reguli? Exact, păi normal. Deci tot la fel, fără nicio problemă, poate să fie orice suporter. Deci dacă legea se aplică, se aplică pentru toată lumea, la fel, fără nicio problemă. Sunt de acord 100%. Vreau să mai întreb apropo de echipă, sigur, pe fundalul acestor imagini minunate, de înaltă respirație. Folclor fotbalist. Exact. Sunt niște suporteri care se bat, dacă în fine, la un meci. Vreau să întreb dacă cumva soarta lui Bergodi a fost un pic sub semnul întrebării în seria aceea de 4 înfrângeri din campionat sau n-ați avut nicio secundă vreun gând în sensul acesta? Sincer, vă spun, nicio jumătate de secundă n-am avut. Eu sunt adeptul să menținem stabilitate cât putem de mult. Chiar dacă am pierdut 4 meciuri, dacă acum revedem cele 4 meciuri, n-am fost inferior niciunui adversar și am jucat cu, să zicem, cele mai bune echipe din țară în momentul respectiv. Am pierdut cu câte un singur gol. Deci în campionatul acum, deci asta, n-am pierdut la 2 goluri diferență de la nimeni. Am pierdut 8 meciuri, dacă știu bine, toate cu 2-1, 1-0, 1-0, 2-1. Deci pot să spun că și jucăm fotbal frumos și avem posesie, avem ocazii uriașe. Din păcate, domnul Bergodi nu poate să intre pe teren, chiar dacă ar vrea să marcheze golul decisiv. Măcar să egaleze, să glumim puțin. Da, oricum era fundaș, adică nici când era jucător nu prea înscrie el goluri așa. Era fundaș, era capitan la Lazio. La Lazio, da. Da, deci da, nu prea dădea goluri nici atunci. Faze fixe, poate, da. Da. Meciul următor cu Petrolul, parcă l-aveți, e important în sensul în care e un adversar direct la play-off în momentul de față și după aceea se și oprește campionatul pentru Cupa Mondială și e așa parcă un meci de-asta de graniță. Vi se pare extrem de important sau un meci ca oricare alt? Nu, mi se pare un meci extraordinar de important. Deci dacă noi reușim cele 3 puncte puse în joc, o să avem 30% șanse să intrăm în play-off. Dacă pierdem, părerea mea, 2% mai rămâne. Deci eu așa consider că este un meci foarte important. Este Petrolul, mai este și Hermannstadt, că FCSB până la urmă o să fie în play-off fără nicio problemă. Eu am zis în vară că 5 locuri deja sunt ocupate. Mai e un singur loc vacant. Și acolo e Hermannstadt, e Petrolul, suntem noi și poate voluntari, poate Botoșan. Mai sunt câteva echipe care au aspirații acolo, dar noi nu trebuie să mai facem pas greșit. Dacă vrem, într-adevăr, să ajungem în play-off. Deci locurile ar fi Farul, Rapid, dar, CFR, Universitatea Craiova și FCSB. Dar de ce sunteți așa convins că FCSB are cumva locul asigurat în play-off? Adică vi s-a părut, sunteți sub impresia ultimului meci, cel cu Rapidul? Sau de ce? Că până acum... Nu, niciun caz. De ce? Eu am zis încă din vară, totuși FCSB are în momentul de față încă 2 meciuri sau 3 mai puține. Are un meci cu Hermannstadt, are unul cu CFR și... Două și la 3 puncte de play-off. Ok, două. Hai să spunem două. Eu așa consider că norocul ăsta că am terminat pentru Hermannstadt și FCSB o să aibă cele 3 puncte, așa consider eu. Uh-huh. Și cu CFR, dacă face deja un punct, deja are 4 puncte. Și după aia, totuși are o trupă bună. Sunt tineri care sunt dornici de afirmare și așa consider că FCSB o să fie în play-off. Ok. Mulțumim pentru intervenție, domnul Ioseghi. Cu mare plăcere, mulțumesc și eu pentru invitație. La revedere. Simt că e momentul să mai luăm o pauză publicitară, pe care mai avem, vă spun, de vorbit, se întâmplă și lucruri interesante, cum se zicea, pe celelalte stadioane.
adică în celelalte campionate tradiționale de Digisport.